Două tinere polițiste din Fălticeni au devenit de ieri eroinele comunității după ce au reușit să încătușeze un bărbat care le-a atacat cu un cuțit. Polițistele s-au deplasat la un conflict stradal între un bărbat de 25 de ani și altul de 40 de ani. În ajutorul tânărului a venit tatălui acestuia cu o sabie și un cuțit cu care a atacat mașina polițistelor. Într-un singur minut, acestea au reușit să-l imobilizeze pe agresor. Este un bărbat recalcitrant care era înarmat cu un cuțit de dimensiuni mari, foarte agresiv, stare de ebrietate. Na, am procedat la încătușarea lui cu ajutorul colegilor și a cetățenilor și am fost nevoit să pulverizăm spray irritant lacrimogen pentru că nu înceta acțiunile violente. A fost condus la sediul poliției și predat operativ. La sosirea noastră, sabia nu mai era asupra lui, era doar cuțitul respectiv de dimensiuni mari. Și a dat cu cuțitul și în mașină, în mașina nu? Noastră, da, mașină. Da, exact. Acolo. Au fost două apeluri, 112. Primul a fost pentru că un bărbat fusese agresat. Era apelantul anonim, nu se știa cine. Am ajuns la fața locului, persoana agresată era în ambulanță, primea îngrijiri medicale. Ne-am deplasat ulterior și noi la spital pentru a discuta cu persoana. O declarat verbal că a fost agresat de un bărbat numit Iulius, cunoscut Iulius. Apoi, la scurt timp, am primit al doilea apel 112, în care sesizarea era la fel, un bărbat agresat și când am ajuns la fața locului, l-am găsit pe fratul ăla, care avea săbile, cuțite. Era în magazin sau era afară? Nu, era afară. A alergat pe stradă cu cuțitul după cetățenii. Cele două polițiste au fost felicitate și de purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul șef Ionuț Epureanu. La fața locului a fost găsit doar bărbatul de 25 de ani, în sprijinul acestuia, sosind la scurt timp și tatăl său, un alt bărbat din municipiul Fălticeni, în vârstă de 50 de ani. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice și având asupra sa o sabie artizanală, dar și un cuțit de mari dimensiuni, a turburat ordinea și liniștea publică, încercând să îl caute pe agresorul fiului său. În acel moment, echipajul de serviciu, format din două agente de poliție, dar și din doi polițiști locali, a intervenit prompt. Polițistele au reușit, după pulverizarea spray-ului irritant lacrimogen, să îl imobilizeze pe agresorul de 50 de ani și de asemenea ulterior să-l încătușeze și să-l conducă la sediul postului de poliție. În urma scandalului ce a avut loc în centrul Fălticenului, ieri după amiază, polițistele care au intervenit la fața locului au fost felicitate pe rețelele de socializare de către Poliția Română pentru modul în care au acționat.